Pacea Domnului! Ați obosit deja! Pacea Domnului! Eu pot să zic pacea Domnului la nesfârșit, dacă vă gândiți la mine, până sunt mulțumită de răspunsul dumneavoastră. Bine ați venit în acest sabat la biserică! Probabil vă gândiți că este un sabat de tineret și trebuie să fie mai special. Și este foarte special, dar nu pentru că este de tineret, ci este special pentru că avem o ocazie ca din nou să fim toți împreună și sunt atât de multe persoane, mi se pare că e mai multă lume ca și la Sfânta Cină și mă bucură acest lucru. Aș vrea să vă întreb, câți dintre dumneavoastră sunt tineri? Bun, câți dintre dumneavoastră se simt tineri? Și restul, ce sunteți? Bătrâni? Cu experiență. Atunci, cei care sunt bătrâni și cu experiență au ocazia ca astăzi să învețe pe cei tineri. Dacă aveți impresia că o să fie mulți tineri și o să vină să vă învețe ceva aici, greșit. Sunt trei lucruri care caracterizează un tânăr. Dacă întrebați pe unul mai în vârstă, și o să vă zic că, păi eu când eram tânăr aveam energie, eram fericit și vorbeam tot timpul. Așa că astea trei caracteristici aș vrea să le aveți și dumneavoastră astăzi. Să vorbiți când sunteți întrebați, să fiți fericiți și să aveți energie. De dimineață au fost anumite momente în care sala a trebuit ca să dea un feedback sau să răspundă. Și astăzi o să fie diferite momente când ori să mai cântăm, ori o să aveți ocazia ca să vorbiți, ori puteți să ziceți un amin și vă rog ca să faceți din toată inima. De dimineață s-a mai vorbit despre fericire, despre bunătate, despre ideea de a dărui, cum a spus și Mihaela la copii. La pastila de sănătate a fost un moment în care Andrei a prezentat beneficiile și beneficiile oamenilor care sunt fericiți, care zâmbesc. Bănuiesc că dumneavoastră veniți la biserică în primul rând pentru că doriți să fiți fericiți, nu pentru că este un obicei. Nu? Mulțumesc, Vasi. Vasi vine pentru că vrea să fie fericit. Dumneavoastră de ce veniți la biserică? Sunteți? Atunci vreau să văd. Vă provoc ca să cântăm imnul 387, Ce fericire am pe Iisus. Vreau să văd cât de fericiți sunteți. Și o să-l cântăm de câte ori este nevoie, până mă convin că sunteți fericiți. 387, dacă nu mă înșel.
sfârșit v-am auzit. La ora de rugăciune am citit un text din Isaia 1, care vorbește despre jertfele care le aduceau israeliți în vechime și cum Dumnezeu este scârbă și nu are nevoie de asemenea jertfe și altfel de închinare. Așa că acum aș vrea să citesc un text care vorbește despre modul în care Dumnezeu dorește ca fiecare să vină și doar prin simpla Lui prezență, că stă pe scaun, trebuie să își îndeplinească o misiune față de Dumnezeu și aceea să vină cu toată inima în fața Lui. În Psalmul 138 este scris: Te laud din toată inima, cânt laudele tale înaintea Dumnezeilor. Mă închin în templul tău cel sfânt și laud numele tău pentru bunătatea și credincioșia ta. Amin? Aș vrea ca acest text să nu fie doar un text care este citit astăzi, ci să fie un text care în fiecare sabat când veniți la biserică și orică vă rugați, orică ziceți amin, orică cântați sau ascultați o piesă de cor, să fie mereu în mintea dumneavoastră și să nu uitați că orice lucru îl faceți trebuie făcut cu laudă și din inimă pentru Dumnezeu. Programul care va urma este un program simplu în care un copil sau un tânăr la a doua vârstă o să vină și o să împărtășească texte sau anumite idei și gânduri cu dumneavoastră. Dar o să aveți un moment în care și dumneavoastră o să trebuiți ca să răspundeți cu ceva, să dați ceva înapoi. Mai ferice să dai decât să primești. Și aș vrea să vă gândiți și că avem nevoie ca să faceți parte și să facem parte toți dintr-un grup. Fiecare să ne completăm. Vă mulțumesc!